de ea m-a pus grav pe gânduri. Vă aduceți aminte câtă tobă s-a bătut în presa română pentru diaspora, pentru muncitorii noștri, pentru ăia de la Căpșuni, pentru ăia de la Sparanghel, pentru ăia din construcții din Italia, pentru ăia care, și eu, sunt unul dintre cei care acasă le-am ținut și le țin partea pentru că sunt cea mai importantă piesă în economia României. Ăștia trimit miliarde de euro acasă și cât de cât salvează aparențele în ceea ce înseamnă situație socială și situație economică. Bă, da, s-a terminat înscrierea. S-au înscris din diaspora doar 4.000 de oameni să voteze la secțiile de votare. 4.000. Afară se estimează doar în Europa că sunt vreo 4.500.000. Știți să faceți regula de 3 simple? Cât înseamnă 4.000 din 4.000.000 ceva? Pe capul. Iar la votul prin corespondență, o să ne spună astăzi domnul Mitulețu, o să-l avem în direct, cât s-au înscris și când se termină înscrierea. Bă, este absolut strigător la cer. Eu nu sunt la care să cer, mergeți la vot. Merge la vot cine vrea, cine nu vrea, dacă aveți de ce, dacă... Și așa, 30 de ani, votul românilor, votul nostru a făcut ca țara să arate fix cum arată. Dacă țara asta este o țară ruptă în cur și poporul ăsta e de o sărăcie absolut perfectă, e doar pentru că am votat inteligent timp de 30 de ani. Suntem un popor care n-am ratat un vot. Pe toate le-am folosit fix în folosul, le-am folosit în... Lăsați așa, construcție greșită. Le-am folosit în folosul nostru ca dovadă că am ajuns cu nivelul de trai fix unde am ajuns. Și copiii noștri sunt îndatorați pe viață, iar nepoții se nasc deja datori vânduți. Bine, asta este știrea, o să o comentăm. Iar scandalul uriaș, nici mai vreau. Eu am văzut cam care este trendul în presă. Puțini se leagă de povestea cu pensiile, salariile profesorilor. Și eu de ce să fac eu notă discordantă când aș putea și eu să fac scandalurile și cancanurile pe care alții le tratează ca și cum ar fi campanie electorală. Eu vă spun, stimați telespectatori, mulți sau puțini care vă uitați la această biată emisiune, de la această biată măsuță, la această televiziune națională B1. Băi, fraților, campania trece. Primarii, majoritatea, se vor realege. Se vor așeza culorile pe harta politică a României. Știți ce nu se va întâmpla? Nu se va găsi, indiferent cine câștigă alegerile, nu se va găsi nicio soluție, nici una pentru ieșirea, am vrut să spun din marasmul economic, dar s-ar putea să fie măicuțe și bătrânei la țară să nu înțeleagă. Din rahatul uriaș în care ne aflăm cu țară, cu popor, cu nivel de trai cu tot, fraților, nici una dintre forțele politice care acum se bat pentru voturile prostimii, adică pentru voturile noastre, nu are soluția. Nu o are soluția ieșirii din criza economică cu efecte sociale dramatice. Nu are soluție. Asta să țineți minte. Indiferent ce ștampilă, pe ce pătrat, pe ce semn electoral și pe ce nume de agarici sau mare valoare puneți, indiferent de ștampilă, din 2021 timp de 3 ani, 2022-2023, cam până la jumatea lui 23, când se apropie următoarea prosteală cu alegeri în 2024, o să vedeți foamea față în față pe stradă. Mergeți pe stradă și vă întâlniți cu foamea. Bine, bună ziua, domnul Dan Tudorache. Alo? Bună ziua. Bună ziua, domnule candidat. Știți că nu mai avem voie să spunem primar. Bună ziua, domnule candidat al PSD-ului la sectorul 1. Bună ziua, domnule amiral. Bună ziua, să trăiți. Candidatul PNL-ului la primăria Constanței. Direct vă întreb că de, fiind campanie electorală, eu cred că am depășit, sau trebuia să depășim de mult, eu m-am străduit să o fac, nu știu alții de ce nu vor să o facă în presă. Vă întreb acum lucruri serioase, cum am făcut întotdeauna când ați intervenit la mine în emisiune, despre candidatura voastră, despre legătura voastră cu electoratul, a dumitale amirale cu cei din Constanța, ale tale, Dane, cu cei din sectorul 1, pentru că oamenii trebuie să știe de ce anume ar trebui să vă voteze. Pe voi, sau dacă nu pe voi, pe contracandidații voștri sau pe alții care sunt înscriși pentru același... Bă, ar trebui să fie o corvoadă. Unii spun fotoliu, alții spun demnitate. Nu, bă, ar trebui să fie o corvoadă. Să fii primarul sectorului 1, care e cât un județ, are populația unui județ. Sau primarul Constanței, care are portul, care, atenție, portul amiralului, portul Constanța, este una dintre cheile economice ale Europei. Ăsta acum îl cheamă Chițac, nu candidează la Constanța portul românesc, nu.
Chițac candidează la Constanța, amiralul se bate pentru Constanța, portul european, unul dintre cele mai importante porturi ale Europei. Domnul Chițac, vă ascult și vreau să vă spun că exact ce vă întreb aia vor să audă și constanțenii. Nu mă întrebați de unde știu, că m-ați jigni, am 30 de ani de televiziune. Constanțenii vor să știe așa, de ce pe tine, amirale, în contextul în care noi de 30 de ani am fost prostiți cu vorbe, Constanța, de la tăbăcărie și până în port, este doar un jaf, sau mă rog, în mare parte, ca să nu mă ia CNA-ul, în mare parte un jaf și o afacere. Sunt afaceri și jafuri. E din motivul pe care l-ați spus, subțint. Însă, eu am și cred că această campanie electorală a dovedit că am cel mai coerent și realist program de guvernare locală, în care am identificat problemele Constanței, deși asta trebuiau să o facă edilii actuali. Și de asemenea am oferit soluții clare și eficiente. Nu putem să trecem de vorbe, Virgile, nu putem trece de vorbe să iei trei puncte importante, că e clar că e coerent programul și bun, că dacă nu l-ai fi prezentat. Nu există niciunul cu program prost sau incoerent. Deci, programul meu are trei părți importante. Într-o primă fază am făcut o radiografie a Constanței sub toate aspectele vieții economice și sociale. Și această radiografie este urmată de două părți în care prezint proiecte pe care trebuie să le derulăm într-un termen foarte scurt. Mă gândesc la 3-6 luni, maxim un an, și care nu mai au răbdare, și de asemenea trebuie să ne angajăm și în proiecte pe termen mediu. De exemplu, poate o să vi se pară curios, dar Constanța, orașul Constanța nu are o strategie de dezvoltare. Ori asta este un lucru esențialmente necesar și care arde. Nu se poate să nu avem o viziune de dezvoltare a Constanței. Eu am prezentat viziunea în program. Din punctul meu de vedere, Constanța trebuie să fie un oraș în care constanțenii se simt bine și investitorii... Perfect. Foarte frumoase vorbe. Să fie un oraș în care constanțenii să se simtă bine. Dar poți, te rog, eu insist. Un al doilea program important este primăria online. Nu mai putem să mai ținem oamenii la cozi, mai ales acum și în... Trebuie să digitalizăm interacțiunea între cetățeni și contribuabili, să facem ca toate sau marea majoritate a proceselor și documentelor să poată fi accesibile întâi online și după aceea la ghișeu. Siguranța cetățenilor înainte de toate. E o problemă. Constanța este pe locul 2 la infracționalitate din marile municipii. Ori asta presupune ca prin poliția locală să-și facă treaba, și poliția națională, și poliția locală, și să coboare în cartiere, să fie o prezență constantă în cartiere. Foarte tare. Ce să vă spuneam? Cum e, domne, să, la același capitol, de ce să-ți dea din nou acest uriaș județ al țării, care produce foarte mare parte din PIB-ul României, județul numit sectorul 1 al capitalului? 10%. Poftim? 10%. Păi 10% înseamnă imens. Avem 40 de județe și încă 5 sectoare în capitală. De ce să-ți dea încă o dată votul? Dar atenție! Dincolo de ane de vorbăraie, dincolo de sloganeală, dincolo de programăreală, pă bune, pentru că oamenii acum știu ce nu știau în Duminica Orbului în 90. Oamenii știu să se mai uite și la diferența dintre vorbă și capacitatea de a pune vorba în practică. Am început proiecte majore, poate chiar proiecte de țară. Unul dintre ele este construirea celui mai mare spital de 1015 paturi. La sfârșitul acestei luni voi avea un câștigător. Deci în stadiu actual, în 30 de ani, România nu a ajuns. Deci toate guvernele României n-au ajuns în stadiu unde sunt eu cu acest spital. Deci am un câștigător. La sfârșitul acestei luni voi avea un câștigător. Am înțeles. Am început alt proiect major. Am început reabilitarea lifturilor. Nu s-a mai făcut în România. Suntem prima autoritate locală care am început, am modificat și legea, că altfel nu reușeam. Și sper să termin cele 920 de blocuri pe care, sau lifturi pe care le am
jumătate din sector, că jumătate stau la bloc, jumătate stau la casă. Deci am 920 de lifturi. Și vreau, până la vreau sfârșitul... să-l salut, vreau să-l salut da. Și pe Dan Bucura. Salut, Dane! Te salut, Tudor. Bună ziua, invitațiilor, telespectatorilor. Încep și la tine, Dan Bucura, candidat independent, unul dintre cei mai independenți și cunoscuți candidați din această campanie. Are avantajul, fără doar ce poate, omul din centru imagine, are avantajul indubitabil al celor peste 25 de ani de presă. Așa e, când te duci din presă în politică, ai avantajul statutului cu care ai plecat din presă. Numai că există și riscul să-l faci muci, să-l faci praf. Un statut, o muncă de 25 de ani, un sfert de secol, să o faci praf într-o campanie electorală. Ai riscul ăsta, Dane. Întrebare. Care este principalul punct pe programul tău în cazul în care îi iei locul la primăria, la primăria capitalei, la primăria sectorului 1 da, mă, gura păcătosului, cine știe. Îi iei locul lui Dan Tudorache. Este extrem de simplu. În prima fază, din prima oră, le voi oferi oamenilor ceea ce le ofer de 25 de ani, cum tu ai spus foarte bine și îți mulțumesc. Le ofer siguranță, ordine și transparență. Despre asta e vorba. Oamenii au dreptul să știe fiecare cent, fiecare leu din acel buget către ce pleacă, iar eu am această posibilitate ca de la activitatea la primărie până la ședințele din Consiliu și până la modul de multe ori duplicitar în care se votează în acel Consiliu, să aduc pe canale proprii la cunoștința oamenilor, pentru ca oamenii să știe ceea ce se face pentru ei, ceea ce își doresc și ceea ce noi acolo lucrăm. Cred că e cel mai important. Am o rugăminte, Dănuț, am o rugăminte, lasă-mă o secundă, am o rugăminte la Virgil, la domnul Amiral, să mă lase un pic să discut cu cei doi candidați, contracandidați, cei doi războinici de la sectorul 1, pentru că am convenit că timpul de antenă al PSD-ului, al domnului Tudorache, încetează la și 25. Este o convenție pe care mi-a propus-o... La fără 25. La fără 25. La fără 25! Păi avem timp berechit, da. Am crezut, Dane, am crezut că la și 25 vrei să încetăm timpul de antenă. Gata, deci noi mergem mai departe. Fii atent, Bucura, întrebare. Vreau să te verific și pe tine dacă ești cu adevărat acel bărbat asumat, bărbat politic asumat. Băi, e adevărat că ești blat cu Tudorache sau cu Clotild în campania asta și că te-ai băgat doar ca să faci jocuri politice, nu ca să câștigi? Ha, mulțumesc pentru întrebare, pentru că nu am prea avut unde să răspund la ea, deși este aruncată în spațiu public de un anumit partid sau o anumită grupare și am să o explic în trei fraze. Să știi că Tudorache a avut bărbăția și corectitudinea să răspundă la întrebarea asta, nu să spun răspunsul lui, că vreau să văd dacă pică pe cifră cu tine. Nu, eu o să fiu și mai explicit. Nu se spune ca și fiepurile al cuiva decât al Dan Tudorache de la PSD. Nu e altă discuție. Deci nu e adevărat, Eu spun ce am auzit. Așa, haide să explic ca să înțeleagă toată lumea. De 25 de ani de presă, cum tu ai spus și oamenii mă știu, am șters pe jos cu ciuma roșie și cu PSD-ul. În studiourile voastre la B1, alături de Rareș Bogdan, liberal de frunte, prin vicepreședinte astăzi. Deci ce-am făcut eu cu Dragnea, cu Tăncilă, cu ăla, cum îl chema, Grindeanu și alții, n-au făcut toți, așa zis, și oameni de dreapta care astăzi îndrăznesc să sugereze măcar că eu aș putea fi vreodată blat cu vreun PSD-ist, oricare de pe lumea asta. Le cer, eu spun direct, din laboratoarele USR Plus a venit această mizerie în momentul în care mi-am depus candidatura, pentru că și-au văzut covorul tras de sub picioare și au văzut faptul că un candidat de laborator al lor va ieșua lamentabil. De ce chipurile că a intrat Bucura? Păi n-ați fost în stare, vă, să vă faceți un om de dreapta ca să bateți PSD-ul? Asta e problema voastră. Nu că a intrat Bucura. Vă întreb, Tudor, și întreb pe telespectatori, că știu că sunt un om drept și deschis. Unde erau toți oamenii ăștia de dreapta când eu pe 10 august urlam la mizeria făcută de PSD, de Carmen Dan și de alții? Unde erau? Că nu erau pe aici. Unii erau la Bruxelles. Aici mă văd nevoit, istoria mă obligă, istoria recentă, să-i dau dreptate lui Dan Bucura. Este unul dintre cei care au luptat absolut pe toate canalele media serioase din România la vremea aia pentru a se rezolva o problemă gravă. Tudor, eram cu ciuma roșie pe buze de dimineață până seara.
când unii nu existau în politică, acești așa zici oameni de dreapta noi, ei nu existau nici în politică. Să știi că și Dan Tudorache fix același lucru l-a spus în emisiunea mea, nu știu dacă nu cumva acum 48 de ore, 72 de ore. Nu știu, l-am fi spus, dar eu spun despre da, mine, bravo, că normal am vrut să detonăm această mină antipersonal plantată de fiște cine pe calea electorală în sectorul 1. Vreau să mai spun o frază cu voia ta și îmi cer scuze de la ceilalți invitați, de extrem de simplu. Știți de ce am intrat în cursa asta? Pentru că eu sunt un om de dreapta și pentru că am constatat că în sectorul unde locuiesc nu am pe nimeni de dreapta să mă reprezinte. Cu excepția Ioanei Constantin, dar ea are un partid pe care eu nu-l am așa la suflet. Nu am un om de dreapta, fraților, pe partea asta dreapte. Liberalii din sectorul 1, cu cine votează azi în dreapta? O să-mi spuneți cu Clotilde Armand? Da. Dacă Clotilde Armand cu contractele ei cu statul e om de dreapta, înseamnă că eu ar trebui să mă apuc de, nu știu, de crescut ciuperci. Păi ăștia care au stabilit că va fi Clotilde, de ce? Nu, ei nu știau de contracte sau de ce au pus-o? Păi omul de dreapta face contracte cu statul. Eu n-am luat un cent în viața mea, nici ca salariat, nici ca și cu contracte, nici cu nimic de la stat. Bine, oprește-te puțin. Vreau să mergem la domnul Amiral. Domnul Amiral, vă întreb ceea ce v-ar întreba orice constanțean dacă ar avea privilegiul meu să vă aibă invitat într-o ipotetică emisiune TV la Constanța. Domne, ce garanție dai, amirale constanțenilor, că poți nu să învingi, că de-nvingi mai... Ce asta? Se aude o microfonie oribilă. Vă rog frumos, reglați sunetul. Domnul amiral, întrebarea constanțeanului de rând. Credeți-mă că știu, asta e. Domnul amiral, ce garanție avem noi că veți încerca să vă bateți? Că de câștigat în totalitate n-aveți cum. Corupția va fi și după moartea noastră a generației ăsteia. Dacă vă veți bate cu mafia din Constanța, una dintre cele mai puternice mafii, tocmai pentru că acolo există portul, tocmai pentru că acolo a sălășuit Mazăre, tocmai pentru că acolo a fost jupân Nicușor ani de zile. E o mafie perfectă, nu mă refer la ei că sunt condamnați și sunt chiar în pușcărie. Mă refer așa în general. Ce garanție are constanțeanul că aveți tupeul, bărbăția, puterea și curățenia, atenție, că nu vă are nimeni la mână? Domnul Barbu, garanția cred că o reprezintă, haideți să spunem, traiectul meu profesional până în momentul de față. Și profesional la profesia de bază, dar hai să spunem și de 4 ani de politică. Pe de altă parte, Constanța nu mai poate sta așa. Constanța de 20 de ani a intrat pe o spirală a sărăciei, care este absolut evidentă și e clar că foarte mulți bani de la primărie se drenează și se duc clientelar pentru anumite firme. Uitați, vă dau un singur exemplu. Vă puteți imagina dumneavoastră sau vreunul dintre telespectatorii dumneavoastră că în 5 ani de zile în orașul Constanța s-au tras numai 115.000 de euro fonduri europene, domnule? Mai puțin cât un startup. Dar știți de ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că, pe de o parte, nu sunt în stare să ducă la bun sfârșit proiectele astea europene și avem exemplu parcul arheologic care a fost început cu bani europeni și nu a putut fi finalizat pentru că n-au știut să încheie fazele, n-au știut să lucreze cu documentele astea și bineînțeles că Uniunea Europeană și-a retras, dar pe de altă parte, știți bine că banii europeni sunt verificați și nu pot fi duși către clientela de partid. Deci garanția o reprezintă, dacă vreți, traiectul meu profesional, echipa pe care o am în spate, că meseria de primar nu este o meserie pentru un singur om, domnul Parvo, iar mai mult decât atât, lucrurile nu mai pot continua așa. Noi suntem acum nu în al 12-lea, între al 13-lea ceas. Suntem rușina României. Dane, mulțumesc. Dan Bucura, înainte să-mi iau la revedere de la tine, candidatul independent care ne-a fost până mai dăunăți coleg de presă, deși ne rămâne coleg de presă, că ziaristul, chiar dacă e și primar, tot ziarist rămâne la bază, te întreb așa, ce le-ai spune celor din sectorul 1, știind că cel puțin la emisiunea se întâmplă, că sunt ultimele tale 30 de secunde în această campanie? I-aș ruga să se întrebe pe ei înșiși dacă sunt mulțumiți de ceea ce a făcut clasa politică de 30 de ani încoace în administrație și în toate celelalte locuri. Dacă nu sunt mulțumiți, să se gândească că au o variantă de om care n-a făcut în viața lui o oră politică, nu intră în politică, rămâne independent, rămâne un om de dreapta. Dacă sunt mulțumiți, asta
asta e. Se gândească, de exemplu, dacă din cei 27 de consilieri de la sectorul 1, consilieri locale astăzi, cunosc 3 cu nume și prenume sau ăia, din aceia 27, vreo unul le-a bătut la ușă să-i întrebe care sunt problemele lor. Dacă nu-i cunosc și sunt de acord cu mine, îi aștept alături de mine. Foarte tare! A fost Dan Bucura în ultima lui intervenție în această campanie în emisiunea mea, dar asta nu înseamnă că până vineri seara nu va fi prezent pe alte canale de televiziune sau la B1 în alte emisiuni. Tu câți bani ai adunat pentru populația din sectorul 1, Dane, din fonduri europene? Că uite, la Constanța este o tragedie. 100.000 de euro înseamnă bani de o mașină bună. Nici măcar. Nu. Ne-am atras undeva la 4 milioane de euro, dar noi având un buget foarte mare, fiind nefiind o zonă defavorizată, cum sectorul 1, vă dați seama că fondurile europene se duc preponderent către zonele defavorizate. Da, mă, dar 4 milioane, băi, Dane, stai puțin, 4 milioane comparativ cu 100 de mii, cât zice amiralul, este o tragedie, indiferent cum ai calcula-o. Da. Da? Da, nu, oricum, vreau să zi. Ce vreau să... Vreau să transmit ceva, pentru că pe data de 27 este zi de vot. Și vreau ca să vă spun ce am simțit eu acum o lună și jumătate, când s-a hotărât sau că pe 27 va fi o zi de vot. Mie mi-era teamă să mă duc la vot. Dar în momentul de față pot să vă spun că în sectorul 1 și cred că și în București este zona cea mai sigură pentru vot. De ce? Pentru că noi asigurăm măști, asigurăm mânuși, soluții dezinfectante pentru cei care vin să voteze. Deci trebuie să vină la vot cu cine vor ei să voteze, să se prezinte. Pentru că va fi un vot sigur din punct de vedere al sănătății. Vreau să rămâneți, domnul amiral, să rămâneți, domnule candidat PSD la primăria sectorului 1 cu mine, 20-30 de secunde de imagini filmate de un cameraman absolut special. Bagă-le pe post, scoate grafica. De ce spun că e un cameraman special? Dacă vi se par stângaci filmate și mișcate și scoate grafica, așa. E, să știți că nu contează cum se mișcă acea clădire, nu e cu tremur. Este filmată de un operator amator, de un cameraman amator, îl avem în direct. Ideea e că ce vedeți acum filmat așa, tremurat și cu mari probleme de încadratură, este un bloc fix pe plaje, domnul amiral Chițac. Pe litoralul Mării Negre, acest bloc, stimați, o să credeți că am vreo marotă. Nu, n-am nicio marotă. Pur și simplu ăsta e nisipul plajei pe care îl vedeți. Aia e construcția. Cameramanul ad hoc se numește senatorul Marius Marinescu și dați-mi voie să-l salut. Bună ziua, domnule senator! Bună ziua! Cărui fapt datorăm această exclusivitate pe care ați filmat-o pentru noi, pentru B1 TV? Un dita mai mastodontul de bloc la câțiva metri de apa Mării Negre pe plajă. Deci acest mastodont a apărut așa peste noapte. Era o organizare de șantier acum 2 ani de zile pe plajă, atenție, acolo erau șezlonguri. E vorba de Mamaia de Nord, așa undeva în față la hotel Savoy sau Ambasador, acolo se găsește acest mastodont construit împotriva legii, are 8 niveluri, este la vânzare în momentul de față, atenție, pe plajă, conform legii apelor, n-ai voie să construiești absolut nimic, deci este ilegal. Am chemat poliția la fața locului, au constatat această ilegalitate. Vreau să vă spun că în 2017, în urmă cu 3 ani de zile, arăt la telespectatori, am depus o plângere penală când era organizare de șantier, da, să vede și plângerea penală depusă la parchetul general, da? Și m-am referit și la construcțiile ilegale de pe plaja din Mamaia, pentru care Radu Mazăre a intrat în pușcărie, plângere penală pe care o făcusem în 2013, și la faptul că acele construcții n-au fost demolate nici până astăzi. Bine, Marius, oprește-te puțin. Domnul amiral, oprește puțin, Marius. Domnul amiral, da. Vreau să știu, Marius Marinescu, care nu e candidat, nu vrea voturile constanțenilor, nu vrea politică și prosteală și promisiuni deșarte în Constanța. A făcut ceva pentru ca aceste clădiri ilegale să nu mai deranjeze și să nu mai sfideze poporul aflat în concediu. Întrebare.
câți liberali din Constanța și-au rupt cămășile de pe ei ca să facă ce face Marinescu, adică să lupte pentru instaurarea legii? Domnul Barbu, eu sunt unul. Și cred că am rupt mai multe cămăși. Dimensiunea civică a activității mele este reprezentată de faptul că sunt președintele Asociației Civice Constanța, altfel, care de 2 ani de zile se luptă cu ciocoi ăștia imobiliari care construiesc în Constanța unde vrei și unde nu vrei, dar în special pe spații verzi. Cazul ăsta care îl prezentați este unul dintre multiplele cazuri de construcții ilegale care au mutilat Vamaia. Dom'le, și am proprietatea termenilor. Ilegalitatea aici este că construcția este făcută în zona costieră, iar legile românești interzic construcțiile în zonele costiere. Dom'le, care este primarul? Care e primarul care și-a pus semnătura pe această aprobare, că nu se putea primarul face? Primarul actual. Ascultați-mă puțin, domnul Marinescu a chemat poliția locală. Păi știi ce face poliția locală? Verifică dacă autorizația de construcție legală. Vă spun eu că este emisă... Mă scuzați, cunosc legea foarte bine, n-am chemat poliția locală, am chemat poliția națională, adică pe cei de la Inspectoratul Județean de Poliție, au venit, au constatat această ilegalitate, le-am spus că există domnule, un dosar penal... Domnul Marinescu... Nu contează cine a venit. Pierdem timpul în campanie cu un episod minor. Episodul major se cheamă 20 de ani de sfidare a României. Nu, dați, domnul... Stați un pic, domnul amiral. Ce primar și-a pus... Dați-vă să vă explic că trebuie să înțeleagă toată lumea. Da, domne. De exemplu, această, ca să îi se elibereze autorizație de construcție, i s-a dat autorizație de la mediu, ceea ce este absolut ilegal. El, să știți, că are toate autorizațiile înainte de a-i se elibera autorizația de construcție. Dar unele din ele, unele avize sunt obținute absolut ilegal. Despre asta vorbim noi. Da, domnul Marinescu, acum ascult. Dați-mi voie, știu mai bine cazul, fiindcă sunt parte în plângere penală. Deci știu mai bine chiar că asta și așteptam eu, ca și alți parlamentari, cum sunteți și dumneavoastră, să facă anumite plângeri penale vis-a-vis de aceste construcții ilegale. Atenție, să se lege cu lanțuri de construcțiile astea ilegale, da? Să le declare plajele de utilitate publică, că încă avem o problemă în Constanța cu lucrul ăsta, da? Deci, atenție, pentru aceste ilegalități, Mazăre a fost condamnat la 9 ani de pușcărie pentru 8 autorizații definitive date pe plaja de Mamaia. Opriți-vă un pic, domnul Marinescu. Opriți-vă un pic. Intervin și vă spun că Mazăre a fost condamnat pentru retrocedări ilegale, nu pentru autorizații de construcție. Doamne, iartă-mă, oameni buni, n-are legătură cu condamnarea lui Mazăre, emisiunea de acum. Acum vorbim... Da, domnul amiral. Nu, da, era vorba de discuție. Deci, vreau să știți că eu am cel puțin 20 de procese deschise la Asociația Constanța, altfel aflate în diferite faze, pentru anularea autorizațiilor de construcție pe care noi le considerăm că au fost emise ilegal. Și vreau să știți că acești rechini imobiliari, speriați fiind, s-au asociat într-o așa zisă asociație a dezvoltatorilor, ce să spun, imobiliari, și mai în glumă, mai în serios, decât foarte serios, au lansat zvonul în Constanța că dau 1 milion de euro să nu ajung eu primar. Domnul Tudorache, n-aveți nimic de comentat, având în vedere că în sectorul 1 imagini precum cele filmate de Marius Marinescu au fost prezentate nu doar la B1, la toate televiziunile naționale care sunt corecte, care nu sunt manipulatoare, legate aceste imagini de construcții ilegale, unde în Herăstrău, în parcuri, în zone absolut incredibil de acceptat a fi zone de construcție, de edificare. Nu sunt construcții ilegale. Sunt legale? Nu sunt construcții ilegale. Am înțeles. Da, sunt legale. Sunt legale. Oh, bravo. Hai că m-am liniștit. Deci orice construcție aflată în Herăstrău și în parcurile din sectorul 1 sunt construcții legale toate. Auziți, Tudor? Domnule, lasă-mă puțin, Marius. Lasă-mă un pic să discut cu domnul Tudorache și apoi venim la tine. Da, domnul Tudorache?
Deci, în Herăstrău nu dau eu autorizație de construcție, este zona protejată. Foarte tare. Dar îmi cer scuze, are dreptate, Dan Tudorache. Nu e legat de sectorul 1, e legat de primăria capitalei și e zonă protejată. Dar a spus un mare adevăr, stimați telespectatori. Într-o zonă protejată a capitalei Republicii sunt construcții în draci. Nu mă mai dați pe mine pe ecran, că nu trebuie să mă vadă pe mine. Păi ei trebuie să-i vadă lumea, pe cei care știu... Sunt construcții, sunt construcții vechi. Da, da, da. Dinainte ca... Da, nu sunt... Deci în zona Herăstrău, da, într-adevăr, în 30 de ani s-au construit acele restaurante. Sunt clădiri... Deci, da, Marius. Da, aș vrea să dau răspuns pe rând. Vedeți, asta cine a dat acum în ultimul timp autorizație? Păi locotenenții Romazăre dau autorizații ilegale în Constanța pentru construcțiile pe nici. Despre asta e vorba. Hai să o spunem, domn senator. De ce nu le spuneți, domnule, care e adevărul, da? Uitați, acum și presa a scris și știți foarte bine, o firmă Blue Beach TRL. Nu mai dați, domnule, nume de firme, domnul senator. Păi da, e scris în presă, domnule. Păi domnule, presa nu are CNA, Marius. Presa nu are CNA. Am înțeles, deci, atenție, au obținut să construiască la limita plajei niște blocuri cu 8 niveluri și au obținut și pus atenție în Consiliul Local în situația în care zona respectivă să construiau sau aveau dreptul să construiască vile cu P+2. Domnul senator știe foarte bine. Da, ca să nu domnul senator, vă ascult. Nu, ce spune domnul Marinescu e adevărat. Toate puzurile astea, autorizațiile de construcție sunt emise în baza unor puzuri aprobate în Consiliul Local. Pe multe dintre ele, eu le-am atacat cu Asociația Constanța altfel și suntem în diferite faze procesuale. Este foarte adevărat. Păi așa a ajuns Mamaia cum a ajuns. Mai poate cineva considera că Mamaia este o stațiune? Dom'le, Mamaia a ajuns un cartier al Constanței. Vreau să vă întreb, fiți atenție ce vă propun la acest final de dialog între ei. Îl întreb întâi pe Virgil, apoi pe Dan și la final vocea Vox Populi. O să-l întreb pe senatorul Marinescu. Care e principala, Virgile, care e principala, dar cinstit, că se uită Constanțenii la tine. Care e principala problemă a orașului? Ai un minut să spui. Principala problemă... Economia slab dezvoltată. Dacă vă uitați pe... Mă rog, structura economică a orașului, în afară de turism, două luni pe an și, bineînțeles, ceea ce se întâmplă în port, dar nu-i meritul primăriei, pentru că acolo avem administrația Porturilor Maritime Constanța, care ține Ministerul Transporturilor. O să vedeți, Constanța este cu economia la pământ. Constanța nu are industrie, Constanța nu are servicii decente. Și care, dacă mă lăsai, Virgile, dacă mă lăsai să termin întrebarea, suna așa, care e principala problemă și cum vezi tu rezolvarea ei? Domnul Tudor, oricât bitum ai tuna pe străzi într-un oraș, un oraș nu se poate dezvolta decât cu un sector economic dinamic privat. Prin urmare, va trebui să facem investiții publice în Constanța, care să atragă și investițiile private. Ca să atragă investițiile private, ne trebuie un parc industrial, ne trebuie un regulament fiscal, ne trebuie un ghișeu unic. Sunt o serie întreagă de măsuri pe care le luăm pentru a aduce bani privați în Constanța și a crea locuri de muncă. Uitați-vă că în Constanța nu este nicio investiție importantă de 20 de ani. Dane, aceeași problemă, aceeași întrebare. Care e principala problemă a sectorului și cum vezi tu rezolvarea ei? Nu am un puz al sectorului, este atacată din instanță, mă ține de mai bine de un an de zile să aprob acest puz. În această cauză am 900 de hectare în zona de nord a sectorului unde nu pot să trag apă, canal și gaze și asfalt. Deci vă dați seama să am 84 de străzi pe care nu pot să le asfaltez pentru că n-am un puz. Asta, da. Asta este cea mai mare problemă a sectorului 1. Inexistența puzului coordonator al sectorului. Mulțumesc mult de tot. Marius Marinescu, ultima întrebare pentru tine. Care este principala problemă în opinia ta? Atenție la întrebare, Marius, fără să o detaliem, în opinia ta, principala problemă care este comună și la Constanța și la sectorul 1? Și în toată țara, da? Deci, din cauza acestei pandemii, mor în jur de 40 de oameni pe zi. Din cauza poluării, atenție, ne spune Comisia Europeană, mor 64 de oameni pe zi. Asta e cea mai importantă problemă, poluarea, ca să nu mai moară oamenii. În București erau 3600 de hectare de spații verzi în 89, acum mai sunt 1400 și în fiecare an
primarii care au condus România au dat cărți în parc și în București și în Constanța dezvoltatorilor imobiliari, unii dintre ei spală bani. Declararea de utilitate publică a spațiilor verzi, a plajelor, a ariilor protejate, a pădurii Băneasa, a pădurii Comorova. Mulțumesc pe care mult, și mulțumesc senator. Mult senatorului Chițac, mulțumesc mult senatorului Marinescu, mulțumesc mult candidatului mulțumesc. PSD la primăria sectorului 1, domnul Dan Tudorache. Revenim în direct în 2-3 minute. Telespectatorii, da, mă uitam să verific, da, știrea aceasta este motiv de a-l deranja pe domnul Pârvan, unul dintre oamenii care conduc Asociația Oamenilor de Afaceri din România. L-avem pe domnul Pârvan, Teddy? Imediat. Și mai am o știre, până facem legătura telefonică, virgulă, cu domnul Pârvan. Dăm și știrea cu MAPN-ul, Teddy, te rog frumos. Avem o știre pe care presa militară, dar nu doar presa, de acolo am luat-o noi. Iată, pensiile militare bagă la inegală. Sau pensiile militare, MAPN susține modificarea legii și a depus o serie de observații. Sunt vizați foarte, foarte mulți militari, familii de militari care sunt la pensie, și-au îndeplinit datoria față de țară și popor. Și o să discutăm, îl avem pe domnul colonel? Deocamdată, domnul Pârvan, o să-l avem și pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, pentru că a avut loc o întâlnire, vă pun în gardă, familiile de militari din România, nu vizează doar pensionari, vizează și pe cei care sunt în activitate și, ce să vezi, vor ieși la pensie. Mă rog să fie sănătoși militarii țării, ca de altfel tot poporul ăsta necăjit, ies la pensie și vor fi sub incidența a ceea ce ministrul Ciucă a discutat ieri cu reprezentanții cadrelor militare aflate în, la pensie. Bună ziua, domnul Pârvan. Bună ziua. Care este punctul de vedere al oamenilor de afaceri privind ceea ce Parlamentul României a votat ieri, revotând, reiterând mărirea punctului de pensie cu 40% taman din luna septembrie anul curent? Economia României nu produce atâția bani cât să se poată face o astfel de mărire. Ca soluție intermediară a dat-o un taximetrist, un om de bună credință cu care n-am fost de la început de acord, dar după aceea mi s-a părut cea mai rațională. Păstrând ideea de contributivitate, pentru că există această idee populistă, domne, să se mărească pensiile mici. Păi dacă e pe principiul contributivității, atunci ce e mic, ce e mare. Dar taximetristul a venit cu o idee foarte corectă. Să zic, domne, pensiile sunt stabilite la ora actuală pe principiul contributivității, e în regulă. Și atunci dăm 40% din pensia medie fix la toată lumea, că le dăm în plus. Da? Domnul... Și atunci să ia pensia medie, să mărește cu 40% cât iese din pensia medie, 1.400-1.700 de lei, dai 700 de lei la toată lumea. Este evident că nevoile pensionarilor sunt reale, există. Pe de altă parte, să ne gândim că avem aproape 2 milioane de oameni care lucrează cu salarii. Domnul Pârvan, mă fac eu avocatul pensionarilor, îmi permiteți? Nu, dar am spus că... E ideea taximetristului, îmi pare rău, nu vreau să jignesc, taximetria e o meserie frumoasă, este totuși o idee de taximetrist. Care nu a văzut impactul, păi dacă îi dau... Respectă principiul... Da, dar numai că vezi că vin și părerile populiste. Domne, să le mărim mai pe alea mici. Nu, domne, părerea corectă este următoarea. După părerea mea, care nu sunt taximetrist, îmi cer scuze. Nu putem mai mult, atât a produce economia. Punct. Domnul Pârvan, la dumneavoastră în Asociația Oamenilor de Afaceri, da. Acolo unde se produce, de fapt, banul țării. Da. Acolo care e punctul de vedere, domne, că asta punctul mă interesează. Punctul de vedere este că nu avem bani. Nu producem bani. Păi și Ciolacu și ai lui nu știu asta? Ba da, numai că ei vă aduc aminte că au avut o ordonanță 114. Am înțeles. Pe aia s-au bazat. Foarte tare. Dacă totuși, și eu cred că va fi așa, nu știu, poate după alegeri, dacă apucă să nu intre în vigoare, dacă intră în vigoare până la alegerile din 6 decembrie, s-a terminat. Nu poate să intre în vigoare, pentru că nu există resurse decât într-o singură variantă care e total nefericită. Să îngropăm din nou investițiile. După ce că din investiții de atâția ani tot am tăiat, dacă le îngropăm din nou,
însemnează că vom rămâne în secolul 20. Vă rog să rămâneți alături de noi un pic, domnul Pârvan, să-l salut pe Daniel Anghel, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării. Bună ziua, domnule Anghel. Bună ziua, domnule Tudor. Vă mulțumesc că ați acceptat să vorbiți. Vă mulțumesc în numele familiilor de militari care sunt interesate ce anume s-a discutat ieri, ce a discutat ministrul Ciucă și, de fapt, care este esența modificărilor sau, mă rog, schimbărilor în legea pensiilor care vizează militarii. Domnul Tudor, cu tot dragul am intrat la dumneavoastră și pentru dumneavoastră, dar și pentru pensionarii noștri. Esența este că, în primul rând, Ministerul Apărării Naționale nu modifică, propune doar. Corect. Și susține, și susține modificări. Și susține, într-adevăr. Exact, exact. Normal da. Că nu modifică. Modifică exact. Parlamentul țării, că e lege. Perfect. Așa. Ce se întâmplă este simplu. Ieri a avut loc o întâlnire a conducerii Ministerului Apărării Naționale cu forumurile asociative ale pensionarilor militari și au decis să meargă împreună pentru a susține un anumit proiect de lege care este acum în dezbaterea parlamentară. Care este principala modificare, domnul Anghel, care vizează pensionarii militari? Sunt câteva foarte importante. Alegeți pe cele mai importante. Prima, două, trei. Cea mai importantă este înlăturarea discriminărilor majore care există în sistemul pensiilor militare de stat. Adică, ce se întâmplă? Sunt oameni care au ieșit cu mulți ani înainte la pensie, dar care au avut, să zicem, aceeași vechime, aceeași funcție, aceeași activitate, la fel cu alții care au ieșit mai de curând. Corect. La pensie. Alta. Există diferențe majore între aceste... Am înțeles, discrepanțele să fie anulate mai departe. Exact. Un cadru legal pentru actualizarea pensiilor militare în funcție de salariile militarilor din activitate. Foarte ca tare. Să nu mai existe această diferență între cei care au ieșit mai devreme și cei care au ieșit mai târziu, cel mai simplu este ca pensia să fie conectată cu salariul. Ultima întrebare. Punctul de vedere al ministrului Ciucă, îl știm, susține modificările cu pricina. El consideră, ministrul consideră că sunt benefice familiilor de pensionari militari. Cum au primit acest set de modificări susținute de ministru și de minister reprezentanții pensionarilor militari? Tot ce pot să vă spun este că reprezentanților care au fost ieri în această întâlnire cu domnul ministru au fost perfect de acord cu ce a spus dânsul și împreună au hotărât să susțin același punct de vedere. Vă mulțumesc mult. Dacă eu nu am întrebat ceva și e important pentru ministerie, e momentul să comunicați dumneavoastră, domnule Anghel. Păi, ce este important să spunem este că noi toți suntem militari. În activitate, în rezervă sau în retragere, suntem aceiași. Și chiar dacă suntem în rezervă sau în retragere, atunci când țara ne cheamă, noi răspundem prezent. Vă mulțumesc mult, a fost purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării pe tema modificărilor pe care ministrul Ciucă și conducerea ministerului le susțin în modificări la legea pensiilor militare. Așa cum v-a spus și domnul colonel Anghel, sunt modificări care ar trebui să ducă la o creștere a nivelului de trai în familiile de militari aflați în retragere sau în rezervă. Mulțumesc mult, domnul Pârvan, vedeți cum stau lucrurile. Păi da, pe aceeași logică ar trebui și inginerii să aibă actualizate pensiile la nivelul salariilor inginerilor de acum și doctorii și orice profesie. Deci facem țara românească o țară de exceptați. Toți sunt exceptați, dar toți sunt în reguli particulare. Acum, domnul Pârvan, nu vreau să fiu avocatul nici al militarilor români, că n-am ținuta necesară și nici nivelul necesar. Și nici al ministrului Ciucă, dar vă spun așa, din totdeauna armata țării, și pe vremea lui Ceaușescu, și după 1980... De acord, absolut de acord. Tatăl meu a fost general. N-a intrat tatăl în spectru... Tatăl meu a fost general de armată, deci eu susțin armata. Așa, dar, adică, să nu punem acum pe toată lumea Otova în aceeași linie, pentru că nu e în regulă. La ei... Perfect. Exact, asta. Toată lumea, să știți că foarte mulți în presă, niște neaveniți, că sunt foarte mulți în presă nechemați, dar ajungi pe micile ecrane, spun că pensiile militarilor sunt pensii speciale și trebuie să... Nu, alea nu sunt pensii speciale. Nu e adevărat. Sunt nu pensiile... adevărat. Sunt problema este că și la armată, ca în foarte multe alte meserii, avem oameni care lucrează pe front și alții care au luat 5 grade și au ajuns
și general cu 3 stele, de nu știu nici ei de ce. Dom'le, eu cunosc chiloțari, izmenari care au ajuns dita mai generali. Deci, după cum vedeți, avem și acolo o problemă. Bravo. Acum vă întreb așa, dar cu sinceritatea cu care ne-ați obișnuit vreau să răspundeți, domnul Pârvan. Ce vor face mediile de afaceri? Ce va face antreprenorul român, generic vorbind, în situația în care totuși, la anul, deficitul bugetar va fi cel generat de creșterea salariilor la profesori și creșterea punctului de pensie? Păi mediul de afaceri va fi afectat de faptul că orice guvern va fi de orice colorătură va introduce noi taxe și impozite, că nu există altă soluție. Vă mulțumesc mult! Dar evident că vor afecta mediul de afaceri. Vă mulțumesc. Dar ne ferim de această idee. Mulțumesc mult, domnule Pârvan. A fost doar așa, în trecere, am pasat în punctul de vedere al întreprinzătorilor români, angajatorilor, mediului privat din România. Asta a reprezentat Pârvan în emisiunea noastră. Punctul de vedere al celor care fac bani. Rămâneți alături de noi. Vom merge în diaspora să vedem ce se întâmplă cu Vrem o țară ca afară. Vrem o țară ca afară. Și ne-am înscris doar câteva mii, sau s-au înscris diaspora doar câteva mii să voteze și prin corespondență și în secții. Revenim imediat.